M-am gândit la această întâlnire să vă vorbesc și, de fapt, să discutăm împreună despre un subiect care a devenit așa, în mod artificial, o problemă, și anume identitatea. În drum spre dumneavoastră, m-am gândit că pentru poporul român, identitatea era un lucru firesc, care nu se discută. Ați observat acum că în ultima perioadă tot ce este normal e discutabil? Da. Dar normalitatea este discutabilă din punct de vedere a anormalului. Deci anormalitatea a devenit judecătorul normalului. În Dobrogea, 16, 17, 18 etnii care au coexistat dinpreună fără niciun fel de comisar european. Fără niciun fel de politică identitară. Nu știu dacă ați înțeles sau dacă ați auzit că în ultima, sau din anii 70, s-a pus problema că identitatea a devenit o problemă politică. Cum au coexistat 18 etnii fără niciun fel de contradicție în Dobrogea? Ce calitate are acest popor român de a putut să creeze o stare sufletească care să coexiste așa, firesc? Bunicul meu, Dumnezeu să îl odihnească, eu nu l-am prins, că tata m-a făcut la bătrânețe și bine a făcut, a fost primar în Cernavoda. Și Cernavoda era cel mai cosmopolit orășel din România. Să închid prostia asta, să nu ne deranjeze. Și a spus așa, fiți atent. O chestie care, credeți că merge așa? E mai bine așa? E mai bine așa. A spus un lucru pe care eu l-aș da la comunitatea europeană acolo la Bruxelles. A spus că nu erau acolo armeni, evrei, ucrainieni, lipoveni, turci, tătari, de toate. Și a spus că nu-l interesează ce etnie sunt oamenii. Să fie om. Deci nu interesa ce etnie e, să fie om. Și dintr-o dată, am mai zis și eu, am fost pe la Galda de Jos, am ținut acolo așa o mărturisire publică și domnul primar a venit până la mine să îmi dea așa o bucată de slană, niște palincă. Zic, domnul primar, nu trebuia să... Lăsați, domnul Dănuț, lăsați, dați-ne și nouă posibilitatea, ne-ați omenit să vă omenim. Fiți atent, ce verb care este intraductibil. Nu poți să-l spui în germană, în franceză, în engleză. A omeni. Poporul român omenește. N-are nici legătură cu drepturile omului. Drepturile omului sunt o înșiruire de tip juridic care creează tensiuni. Tensiuni juridice. Ai grijă să nu ofensezi. Azi? A omenii firesc, respiră. Vă dați seama ce calitate are acest popor? El nu are nevoie de un cod legislativ. Omenia e anticamera creștinismului. Știți de ce nu merge treaba cu drepturile omului? Și-a devenit agresivă. Drepturi, 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 drepturi și-a dispărut omul. Pentru că au tăiat transcendența, legătura cu Dumnezeu. La român, a omenii face parte din sufletul creștin. Tot în drum spre dumneavoastră mai vedeam câte o troiță pe aici, așa. Acolo, la Răscruce, poporul român pune o troiță. Că la Răscruce nu știi pe unde să o iei. Și atunci ai nevoie de un sens. Și l-a pus pe Hristos, pe cruce. Sau o fântână. Poporul român astăzi este la Răscruce. Uitați-vă ce e în jurul nostru. Și atunci trebuie să pui o troiță. Dar în suflet. Ne apropiem de Paște. Azi că părintele, în noaptea de Paște, așa pe la țară, unde mergeam eu, înconjura biserica. Da, dar o lua întâi în sensul invers al acelor de ceasornic. Deci, nu în timp, în veșnicie. Și pe urmă din veșnicie se întorcea în timp. Asta este esența poporului român.
Noi nu ne putem dezlipi de asta. E organic. N-are nimic fanatic. Părintele Rafael Noica spunea că ortodoxia e firească. Niciun efort. Să știți, m-am gândit foarte mult, de exemplu, și la ruși care au mari sfinți, au dat mari martiri. Și asta, cărți groase, Ignatie Brancea Ninov, Teofan Zăvorâtu, Ioan de Kronstadt, groase așa, dar noi nu sunt. Am mai scris minunea aia de Sfânt Părintele Stăniloae de Tulăgeni, dar nu sunt, că n-avea pe cine să convingă. Ce să convingi o băbuță în biserică, nu despre chestia asta. Nu e o absență de teologie, e o putere fantastică. Lupta care este acum în România, că este nucleul cel mai firesc, cel mai tare, să distrugă identitatea fundamentală creștină a acestui popor. Toate loviturile care se dau în biserică, în credință, în, știți? Ele sunt foarte bine orchestrate. Le-am spus, în clipa în care noi ne părăsim, să zicem, trecutul, știți că în biserică când te duci, sunt sfinții acolo pe pereți și zici că sunt trecutul. Nu, ei vin în față. Ei vin întotdeauna în față. Există un principiu în pictura bizantină, perspectiva inversă. În perspectiva normală, aia făcută în Renaștere, care a fost o mare, cum să zic, reușită din punct de vedere plastic, omul ăla desenat în față era mare și punctul de fugă ăștia erau mici. E, în ortodoxie invers. Ăștia din față sunt mici și ăia din spate sunt mari, că acolo sunt sfinți, martiri și Dumnezeu. Înțelegeți ce vreau să spun? Cu cât suntem în contemporaneitate, cu atâta suntem mai mici. Și cu atâta, cu cât ne deplasăm în timp, cu atâta sfinții devin mai mari și mai lucrători în viața noastră. Manuale de istorie, de exemplu, de ani de zile în România. Eu vă spun câteva lucruri și, poate, dacă vreți, discutăm, pentru că e important, asta nu este o conferință, e o întâlnire. Și dumneavoastră nu aveți nevoie de conferințe. Dumneavoastră aveți nevoie de o mărturisire în care să puteți face sinapsele și gândurile dumneavoastră și să vedeți realitatea de acum și aici și să puteți lupta. Mai bine zis, să fiți nu înarmați. E o vorbă pe care o monahii între armați, cu nădejde, cu credință, cu asta. E un fel de stare sufletească peste care nu poate să treacă nimeni când ești bine consolidat. Dacă a fost un bine mare, cum să zic, înțelept chinez, Lao Tzu, la 450 de ani înaintea lui Hristos, fiți atenți ce remarcă la chinez, teribil. În cetatea în care se vorbește de virtute înseamnă că ea nu mai există. Dacă eu mă apuc să vorbesc despre identitate, înseamnă că este în criză. Tot Lao Tzu spunea un lucru extraordinar. Vă rog să rețineți. Dacă ești bine construit și ceva în jurul tău nu merge, nu te schimba. Lumea e greșită. Și atunci vezi, cum să spun, un soi de poziție a omului înțelept, omului care cunoaște viața, care a trecut prin suferință. Ați observat că suferința pentru poporul român este pătimirea, este act de cunoaștere. Mihai Eminescu a cules versul acela nemaipomenit. Suferă și pătimește și ai să auzi iarba cum crește. Iarba nu poți să o auzi, dar dacă suferă, o auzi. Suferă și pătimește, aproape o diferență între a suferi și a pătimi. Suferința poate să fie biologică. Știți că ne apropiem, nu așa, de momentul învierii pe cruce. Durerea fizică e geografică. Dureau palmele. Astăzi se împlinesc, acum câți ani, în 89, a murit Părintele Stăniloae, care a zis așa că Socrate a trăit ca un om și a murit ca un sfânt. Hristos a trăit ca un sfânt și a murit ca un om. Îl dureau piroanele. Asta ne atrage, legătura aceasta de suferință. Dar a spus undeva vreodată în suflet care era suferința lui sufletească, aia n-are geografie. Un om când suferă, sufletește, el n-are geografie.
acolo, la, eu vorbesc tot de identitatea noastră creștină și de ce poporul acesta român care a avut, are un destin de crucificat, nu de cruciat, are această afinitate sufletească cu Iisus, cu creștinismul. Acolo este cel mai mare nucleu, epicentru de suferință din istoria umanității. Era suferința lui Hristos în sufletul lui, simțind că este singur, a trăit deznădejdea umană până la capăt, Tatăl meu, Tatăl meu, de ce mai... Și a asumat tot. Și acolo era suferința Maicii Domnului. Să-și vadă copilul pe cruce și să nu poată să facă nimic. Peste asta nu se poate trece. În istoria noastră există ceva similar. În martirajul acela unic în istoria martirologiei, al lui Brâncoveanu. Spunea Sfântul Nectarie ce este jertfa. Jertfa este atunci când sufletul poruncește trupului să moară pentru valori mai mari decât viața. Ce spuneți de asta? Sufletul poruncește trupului să moară pentru valori mai mari decât viața. Care sunt valorile mai mari decât viața pentru un părinte? Copiii. Care erau valorile lui Brâncoveanu acolo? Copiii. Care erau valorile mai mari decât copiii? Credința neamului. Realizați ce s-ar fi întâmplat în istoria acestui popor dacă el ar fi căzut în genunchi în fața sultanului și ar fi trecut la religia respectivă și ar fi făcut acest compromis? Și atunci, ce calitate are acest popor care înainte nu erau Facebook, internet, televiziune și a simțit în sufletul lui să-l canonizeze? Pentru că biserica l-a canonizat prin 1992 sau 93, cam așa ceva. După 200, după aproape 300 de ani. El primind Patriarhul Constantinopolului, a primit ordine la sultan să-i dea și anatema. Patriarhul Constantinopolului mâncase de multe ori din palma lui Brâncoveanu. Și a dat anatema. Și atunci nu ne putem despărți. Istoria noastră face parte dintr-o istorie a sacrificiului, a pătimirii. Mă uitam în manuale de istorie și acum, de exemplu, tineretul nostru, care în marea lui majoritate este pregătit să uite, un ziarist francez vorbea de un termen foarte bun, memoricid. Știți cum este genocidul? Este și memoricid. Deci o mare memoria. Să nu știe de unde vine și încotro se duce și ce sens are în viață. E dispariția credinței treptată și tot firesc am început să o facă. Într-o emisiune de televiziune am spus că ceea ce se întâmplă acum cu tineretul în România, repet, în marea lui majoritate, pentru că sunt și copii excepționali într-un procent de 10-15%, la care mă gândesc așa cu inima strânsă ce vor face într-un context de vagabondaj ideologic adus de dincolo. Raportul cu credința este un raport imponderabil, inexplicabil și care nu trebuie explicat. El trebuie doar afirmat. Este ca raportul copilului cu mama. Există o povestioară pe care Înalt Preasfinția sa Antonie Plămădeală o spunea și care se potrivește României de astăzi și tineretului de astăzi. Dacă copilul unei mame, mă rog, un tânăr, s-a căsătorit și că nora nu se înțelegea cu mama. Deloc. Și în timp conflictul a crescut și ea l-a determinat încet și sigur să-și omoare mama. În fiecare zi i-a picurat, scapă de ea, să scăpăm de ea. Și într-o zi el a luat această hotărâre și i-a zis mamei să... Și că hai să mergem cu căruța până în pădure, că vreau să-ți arăt ceva. Și au mers vreo 2 ore și după care băiatul i-a zis, dacă vrei să te dai jos aici, că uite, vreau să vorbesc ceva cu tine. Și mama lui a zis, te rog, eu mai vreau să mergem. Și au mai mers, după vreo 2-3 ore din noi a zis, uite, aici vreau să... Și mama a zis, te rog din suflet, mai vreau să merg puțin. Și între timp s-a noptat. S-a noptat și atunci mama i-a zis, oprește aici, fă-o aici, că aici nu te vede nimeni.
Asta este raportul tineretului de astăzi cu credința. Aici este durerea. Fă-o aici, că aici nu te vede nimeni. Consecințele vor fi groaznice. Generația noastră, și mai vârstnică, este fundamental responsabilă pentru identitatea creștină de astăzi. De ce? Pentru că, cum spunea Eminescu, viitorul umbra. Mama s-a dus, dar a rămas umbra ei. Tata s-a dus, a rămas umbra ei. O singură dată am fost la Muntele Atos și m-am întâlnit cu părintele Daniel, băiatul marului actor Octavian Cotescu. Și un om de mare calitate și vă dați seama ce întâlnire a fost între noi. Ne-am depănat niște amintiri, eu l-am avut rector pe domnul Cotescu. Și la un moment dat eram foarte trist și am zis, părinte, ce facem noi cu ăștia, cu tinerii? Nu e nicio șansă. Sunt drogați. Știți că asta cu drogurile este deja la nivel național. Deci nu se mai pune problema. Sunt rătăciți, violenți, nu există nicio șansă. Și mi-aduc aminte că privea așa un fir de iarbă și mi-a zis, domnul Dănuț, se vor întoarce. Cum să se întoarcă, părinte? Nu vă uitați în ce hal sunt, numai pe telefoane mobile, pe chat-uri, pe TikTok-uri, pe lumea asta, ea nebunit sărace, sunt hipnotizați de tehnologie, nu mai au privire de laptop, nu mai văd în față, nu știu să se întâlnească cu o fată. Domnul Dănuț, se vor întoarce. Pe ce vă bazați, părinte? Deci am avut aici un caz în mănăstire. Acum 10 ani a venit un tânăr, care acum este unul dintre cei mai buni monahi. Și? Păi da, a venit și a zis că el de la 16 ani la 26 de ani a făcut tot ce este mai oribil în viață. A vândut organe de copil, a făcut proxenetism, droguri, a vândut tot. Și ăștia au rămas uluiți, dar el ce că plângea în timp ce spunea asta. Și în final a spus, plângând, el așa a zis, am făcut tot ce este mai groaznic. Și de ce ai venit? Zice că ceva m-a învins. Ce te-a învins? Zice că a fost ceva mai puternic totuși, m-a dus aici. Când eram mic, aveam 5 ani, mă rog, m-a culcat mama și în timpul nopții m-am trezit și era întuneric și o căutam pe mama. Și mergeam așa pe întuneric și am văzut ușa crăpată și acolo am văzut-o pe mama în genunchi în fața icoanei Maicii Domnului. Și s-a lovit cu pumnul în piept și a zis, asta, m-am învins. Și atunci părintele Daniel a zis așa, domnul Dan, nu important ce fac ei, ci ce facem noi ca să aibă unde să se întoarcă. Mă înțelegeți? Ce facem noi acum, orice concesie, orice compromis pe care noi îl facem, ei îl văd, îl simt. Dar dacă tu ești așa, firesc, neclintit, firesc, fără niciun efort, el înregistrează. Să știți că sunt taine de genul acesta, am adus și cărți, când am vreo 5-6 anișori, în plin comunism, m-a dus bunica, zice, de Paște, să mergem de înviere, nici nu știam care e înviere. Cine înviază, vă dați seama. Un copil așa, eram și perioada comunistă, dar ea își vedea de treabă. Ea zicea, trebuie să merg cu ea în viere. Uite așa, întuneric pe acolo, lume multă, îngrămădire și lumânări. Și eram micuț și pe deasupra mea erau tot felul de lumânări. Și eu mi-aduc aminte că bunica a înghesuit așa că se dă lumină și cred că i-a ars puțin părul unei doamne. Și doamna a zis, doamnă, stingeți lumânarea că îmi ardeți părul. Și bunica a zis, nu pot să o sting că e lumină sfântă. Dom'le, și s-au împrietenit. M-ați înțeles? Și împrietenindu-se, au început să vorbească. Și eu de ce n-am uitat ce au vorbit ele? Că e vorba de, nu că n-am uitat la nivel de a reține date. Era o stare sufletească. Ea vorbea ce că, uite, pentru fratele meu Fănică, care a fost 5 ani prizonier în Rusia și pentru celălalt care comuniștii l-au băgat la închisoare și celălalt trecea și tatăl meu care a făcut canalul. Și eu am reținut o tensiune și o dragoste deasupra mea. Filozoful Bergson zice de imagine remanant, imagini care îți rămân pentru tot restul vieții.
o lumânare aprinsă, un gest pe care te vede copilul că îl faci sau tânărul, fără să explici. Fără să explici. Nu, bunica n-a avut nicio teologie cu mine. Am văzut-o. Și atunci, vedeți că această poziționare care vine așa din veac la noi, dumneavoastră, nu uitați că noi suntem poporul cel mai firesc încreștinat. N-a tăiat nimeni gâtul. Eu le-am zis la Basarabeni, iertați-i pe ruși. Cum să iertăm noi că ne-au deportat? Domnule, nu înțelegeți că aveți, nu avem 800 de ani de creștinism înaintea lor? Doi, că avem mii de ani de transcendență. Că dacii trăgeau în cer ca să fie senin. Că e un popor legat de cer. Alexandru Macedon, când a venit aici la graniță și s-a izbit de getul daci și n-au cedat. Și a zis, voi nu vă temeți de cuceritorul lumii? Și a zis, nu. Dar de cine vă temeți voi? De cer. Lucrul acesta a fost la Mărășești. Lucrul acesta este în toată istoria. M-am uitat când era cu centenarul, cu Marea Unire, unde ăștia au făcut o bătaie de joc. Și m-am uitat în documente și la Mărășești, armata germană a scris. Soldatul român a luptat cu disperare până la 1, reprezentând, arătând un cutremurător dispreț în fața morții. Un cutremurător dispreț în fața morții. Ceea ce vom face noi de acum încolo, la tsunami acesta de mizerie, va fi în Mărășești, pe fiecare familie, pentru că instituțiile au trădat. Nu vă bazați. Ministerul Culturii, Educației, Președinții, toți au trădat. Și atunci trebuie să fii la familie. Știți că i-au dus pe soldații germani răniți înapoi în București să îi îngrijească. Niciunul nu avea rană de glonț. Baionetă, bâtă și mușcătură. Săracii au luptat cu ce au putut, cu o drzenie fantastică. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că, nu știu, în revista Armatei, cineva a scris acolo că sunt creștinopat. Și eu am spus, dom'le, vă dați seama în ce hal a ajuns armata? Păi în 1917 era biblioteca de tranșeu. Intrau preoții la amărâții aia care erau în tranșeu, amărâți între ghilimere, mare eroi, nici uniforme n-aveau, unii erau desculți, erau un opinci vai de capul lor, cu puști de la 1877, că așa am început noi războiul, formele la francezi armament. Împotriva unei armate care e ca și cum ne-a bate noi cu americanii acum, cu Pentagon sau cu ruși. Ei aveau mitraliere și noi aveau puști din alea. Spunea că bă, trageți pe rând, unul după altul, de ce să creadă că avem mitraliere. Și el nu lupta numai cu... Îl aștepta moartea dincolo de tranșeu. Tranșeu era așa un fel de mormânt avan la letră, știți, înainte. Era un fel de încălzire pentru... Și de ce intrau preoții? Fiți atent, ai o esență să-i spun soracului ăla de la viața militară, ce-o fi scris acolo, a intrat capul în NATO și s-a dezis de tot, să-i spus ce înseamnă în armata română. El nu lupta mai cu ăla, mai avea așa tifosul exantematic, îl aștepta, febra tifoidă, febra recurentă, icterul, avea vreo 4 din astea maladii care... Au murit, deci, pe front de cartuși, cam 200 și ceva de mii. Un milion și ceva totul, restul numai de boli de genul acesta. Și preotul intra în tranșeu și le citea trei lucruri. Sfântul zilei, ca să știe ce sfânt are în ziua când moare. Doi, le citea despre Alexandru Ioan Cuza, ca să știe că unirea a fost posibilă. A fost un precedent. M-ați înțeles? Exact cum vă spun eu acum că Basarabia este pământ românesc. E un precedent. Îl știm cu toții. Și al treilea lucru, patimile lui Hristos. În clipa în care ei, țăranul român, aflat de patimile lui Hristos, spun preoții în jurnal, nu îi mai era frică de moarte. Ce ziceți de specia asta? Pomponiu Mela, geograful latin, spunea de Geto Daci, ad mortem paratissimi, appetitus mortis, pregătit să moară, cu dorința de a muri.
Nu e o dorință sinucigașă, înțelegeți ce vreau să spun, ci este o încredere firească în viața superioară, în viața de dincolo. Știți cum e că era povestea aceea, apropo de credință, s-au dus toți la un șaman să se roage să vine ploaia. Și un copilaș a venit cu umbrela. Ăla credea. M-ați înțeles? Ăla credea. În inocența lui, el a venit cu umbrela. Este extraordinar. La fel cum spunea ce este credința, știi, ochiul ăla care, zice, conștiința, Immanuel Kant, este tribunalul nostru suprem. Și Părintele Cleopa zice, nu, nu e tribunalul nostru suprem, e părâșul nostru la Dumnezeu. E unul care ne părăște. Și un copil mic în biserică zice, dacă dimineață la liturghie Dumnezeu ar fi fost puțin mai atent, ar fi observat că am venit cu o pereche de pantofi noi. Adică nu ești de capul tău. Dacă vreți să vă dau cuvântul cheie al lumii de astăzi, este însingurare. Este omul singurat. Știți când este omul singurat? Nu singur. Însingurarea este neant, e cădere continuă, ca la demoni. Singur era un mare mistic al secolului XII și stătea sub un copac. Și a venit un discipol și a întrebat, ce faceți aici singur sub copac? Și a zis, nu eram singur, dar acum sunt. Însingurarea este altceva. E singur cu Dumnezeu. Ava Dorotei a făcut așa sfântul în cerp, în nisip, așa mare și cu niște raze, așa. Vedeți aici în centru e omul. Aici e biserica. Aici e biserica în centru. Și omul pleacă în lume. Și uite cum pleacă. Pleacă în lume și se desparte și unul de celălalt. Când vine din lume, el se unește în centru, în Hristos. Olivier Clément, ortodox francez. Dacă istoria nu stă de vorbă cu veșnicia, are toate șansele să ajungă zoologie. Ce vedeți diseară la televizor este zoologie. Nici măcar pentru că animalele niciun animal nu ucide de plăcere decât omul. Știați asta? Din sardinți, din bestialitate. Animalele ucid este lanțul atrofic. Leu trebuie să mănânce căprioara, lupul aia. Întâmplător dimineață mă uitam pe, căutam ceva pe telefon pe chestia asta și am văzut o diferență capitală. În, cum să zic, România a mai trecut prin perioade de criză, niciodată ca asta, pentru că acum nu mai e vorba să se ia teritorii, am să ia sufletul. Sufletul României și în speță sufletul copiilor noștri. Se lipește prin instituții, prin decrete prezidențiale, prin tot ce vreți. Și în momentele de criză, spunea unul din marii martiri ai neamului românesc, Mircea Vulcănescu, astăzi făcut criminal de război, ca să știți în ce țară sunteți, bănuiesc că criminal și trădător a fost și Brâncoveanu. M-ați înțeles? Da, a fost acolo criminal. Și poporul român l-a canonizat în sufletul lui ca mare sfânt. Așa e și cu Mircea Vulcănescu. L-am întrebat pe un parlamentar, dumneata știi ce ai făcut cât de ridicat mâna? Păi ce, cu legea aia 217? Nu, nu știi ce ai făcut. Ai făcut cea mai mare crimă. Dacă erai în Ungaria, te masacrau aia în Polonia, că aia nu și-au călcat martirii în picioare. Mircea Vulcănescu spunea că în actele, momentele de criză, poporul se duce, a luat-le un termen latin, ad radices, la rădăcini. Te întorci puțin la rădăcinile tale, să vezi cine ești. Și să intrăm în folclorul nostru. Dacă vă uitați la bazmul tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte și puneți dincolo Faust, secolul XVI, bazm popular și a ajuns un mit european Faust. Ce vrea Făt Frumos și ce vrea Faust?
Și ce interesant, că nu Tinerețe fără bătrânețe a ajuns un mit internațional, ci Faust. Și ce interesant, că ceea ce se manifestă astăzi este spiritul faustic, care zice, îndepășesc limitele, se trage singur de păr din apă, fără tine, Doamne. Cu cine? Chiar și cu diavolul. Postumanismul, transumanismul, ce vedeți dumneavoastră acum, îmbunătățirea, așa zisă, cum să zic, a condiției umane, trasă, cum să zic, omul îmbunătățit, cum apare în postumanism acum, cu o longevitate enormă, cu boli eradicate. Dom'le, nimeni nu spune în știință să nu cauți, să îmbunătățești, să vindeci. Dar știința fără smerenie și, cum zicea Rabelais, știința fără conștiință este ruina sufletului. Tot ceea ce se face astăzi în medicina experimentală și mai ales manipularea genetică, până și COVID-ul ăsta care a făcut prin laborator și vaccinele care s-au făcut, s-au făcut din tendință faustică de a ucide, de a cuceri, de a controla. Și zice, dar noi înălțăm omul. Acum, eu v-am spus, și mai mult că eu provin dintr-o familie de medici la treia generație și erau, tata a fost un medic mare și verișoara mea a fost microscopistă de excepție. Au luat o roșie din balcon. Săraca a trecut la domnul anul trecut, 97 de ani. A predat și prin Vietnam și prin asta. O roșie și a zis, o vezi? Așa e de 3 luni. Îmi poate explica cineva dacă hormonul de conservare nu creează în mine o revoluție celulară? Atât a fost întrebarea. Ea era la pensie de 30 de ani. Pasteur, când a murit cu o mână pe crucifix și cu o mână în mâna soției. Erau creștini. Ei știau că înaintezi cu acel har al lui Dumnezeu și că există tot timpul o taină. Vedeți, în lumea faustică occidentală, de aici până aici cunoaștem. De aici până aici nu cunoaștem. Da, dar o să cunoaștem. Și ce au zis cei de la, dacă ați auzit, Clubul Davos, dacă ați v-ați uitat, au zis, acum cunoaștem totul. Și noi facem un alt om. Omul nu este ceea ce este, ci ce trebuie el să fie în funcție de ce manipulări genetice facem, nu știu ce chipuri îi băgăm în cap. Da, dar numai când treci de la Turnul Severin, mai e un pasaj pe care ei nu știu. Din Turnul Severin până în Asia, deci este cunoscut, necunoscut. Și de la Turnul Severin sau unde trec ăștia grânița, apare altă dimensiune. Incognoscibil. De aia zice Olteanu, las-o încurcată bine că e vie. Adică îmi spunea tata, băi, prin 52, dom'le, știți ce este aici? 100 de miliarde de neuroni și fiecare are 10.000 de sinapse. A făcut un biolog calcul, e mai numeros decât Universul. Cele mai periculoase, cele mai riscante, pentru că aici, vorba lui tata, tabula rasa. Atingi într-o parte, te duci în altă parte. Zici, bă, băiatule, prin 52, un om avea, cum zic, epilepsie și a făcut o intervenție chirurgicală pe zona localizată și l-a salvat de epilepsie, dar n-a mai avut memorie. Ați înțeles? Și atunci, de exemplu, zic acum, interfața, apropo de identitatea umană, eu vă dau din fiecare câte ceva și dumneavoastră gândiți. Zice, va fi o interfață computer ființă umană. Poți să citești o carte în 2 minute. Poți să înveți franceza repede, în 10 minute. Și s-a pus întrebarea marii medici, și care sunt consecințele pentru restul creierului? Eu pot să alerg 1 kilometru în 6 secunde. Care este consecința acestei îmbunătățiri? Când omul este un întreg, este o taină și este, totul este o interconexiune fantastică. Tata îmi spunea, într-un accident de mașină, domnule, te-a lovit în zona localizată a mâinii drepte. Partea stângă preia cât poate din funcție, dar niciodată total. De ce v-am spus asta? Pentru că am vrut să vă conturez că până și identitatea biologică a omului astăzi e o problemă.
devine un viol. Noi trăim într-o epocă post-identitară. Noi trăim într-o epocă în care familia trebuie să devină anonimă. Nu mai e mamă și nu mai e tată. E părinte 1 și părinte 2. Și când moare mama, tu aprinzi lumânare la părinte 2, m-ați înțeles? Știți că aia pe front, când erau agonici și trăgeau să moară, ultimul cuvânt era mamă sau Dumnezeu. Nu o să zică niciunul părinte 2. Acum înțelegeți, simplificați. Nu trebuie să... Nu aveți nevoie de ideologie, să vedeți. Și știți de ce vorbesc cu atâta precauție și respect față de dumneavoastră? Pentru că știu care e coeficientul de inteligență. Eu le spuneam... Eram prin sate acum vreo 7-8 ani și le spuneam la țărani în sate despre faptul că vor veni cu mai multe sexe, cu transexual, cu... Și ei stăteau așa necrintiți și eu am zis că sunt idioți. Nu erau. Erau atât de curați sufletește că nu le venea să creadă de așa ceva. Eu am văzut o expresie a perplexității românești și în același timp a unei sănătăți din poziția corporală a unui țăran. Mergeam acum vreo 8-9 ani prin București, mă rog, cu taxiul, și am văzut niște afișe mari de tot, dublu cât zid peretele acesta, cu un bebeluș drăguț de 2 săptămâni, dar pe manșetă aici scria sunt liber să-mi aleg sexul. Și mi-am dat seama că atunci începuse ușor, cum zice grecul, propedeutic, o pregătire, măcar vizual, și să te obișnuiești. Așa se face șocul anafilactic, vă explic imediat. Se face întâi zona de sensibilizare și pormă șocul și ai murit. Și am văzut un țăran stătea cu o plasă cu praz, așa. Dom'le, nu-i venea să creadă, dom'le. Era, scrie așa, bă, sunteți nebun la cap. Era o perplexitate românească a unei normalități în fața unei patologii. Și atunci o să vedeți că, dacă aș înainta să vă vorbesc de toate lucrurile astea faustice care se fac, o să simțiți așa un fel de, cum să zic, indispoziție sufletească. Dacă eu vă spun că lăsați ingineria socială, ingineria socială sunt laboratoare, în care se trebuie atacată ideea femeia, bărbatul, dualitatea trebuie să dispară. Să nu mai fie nicio dualitate, să fie o confuzie. Diferența sexuală să fie înlocuită cu teoria de gen. Știți că noi nu ne-am născut cu un sex biologic, asta este un construct social. M-ați înțeles? Să vă uitați diseară în oglindă. E un construct social, cultural. E o prejudecată. Eu m-am uitat și am zis, bă, sunt puric, nu sunt ploșniță. E ridicat și tot timpul o simplificați rapid, ca să nu vă faceți multe probleme pe creier, așa, cu multe circumvoluțiuni. Știți cum se verifică identitatea sexuală? Vă zic eu. Aveam vreo 17 ani și mergeam la liceu Tonița și aveam aglomerație pe mașini, domnule. Și mă țineam de bară și era și o bară din între picioare. Și a venit o cucoană și a vrut să se prinde de bară și nu s-a prins de bară. Și am zis, doamnă, zic, m-ați prins de ea, mi-a zis, nu mai până la prima. M-ați înțeles? Și atunci aia n-a mai fost o confuzie. Este foarte clară. Știți, aici identitatea poporului român are un necunoscut, apropo de chestia asta. Eram tot așa, eram aglomerați, nu poți să le uiți, domne, că suferința vă făcea sigură. În spatele meu era un moș care mă ținea așa și în spatele un țigan. Și pe scară. Și moșul zice țiganului, bă, băule, nu mă buzunării pe mine, că n-am bani, iau pasta cu blană. M-ați înțeles? Asta e o chestie inexplicabilă pentru aia. Dar eu am trăit prin ea. Alții au trăit momente mult mai dramatice. Granița dintre om și animal trebuie ștersă. Asta se lucrează acum. Să se ia și să se facă un hibrid. Granița dintre om și computer trebuie ștersă. Să facă, se numesc cibrizi aia, adică n-au nicio treabă. Bun. Dumneavoastră sunteți de acord ca să considerați în sinea dumneavoastră că strămoșii lui Isus s-au tras din maimuță și descendenții din computer? Perfect. Fiul meu când avea vreo 5 ani, s-a sculat așa în popou și mi-a zis brusc că tata pe om l-a făcut Dumnezeu sau se trage din maimuță? Și mi-a zis, bă, pe om l-a făcut Dumnezeu, dar sunt câțiva din maimuță, ți arată tata mâine la teatru. Adică să nu eliminați treaba asta. Există. Un din ăștia a fost un mare biolog darwinist așa, Ernst Haeckel, cu teoria recapitulării. Interesant. A zis că copilul în burtea mămicii
recapitulează, zice, ontogeneza, repetă filogeneza, toate stadiile, cum se zic, viețuitoare. E meduză, e melc, e până ajunge să ia formatul ăla de copil. Dom'le, se pare că în mare parte a avut dreptate. Dar am zis, din punct de vedere social, sigur e așa. Pentru că morfologic suntem toți oameni, dar nu sufletești. Eu am stat de vorbă ieri cu o meduză și zicea că e senator. El era meduză. Nu toți împlinesc condiția de om. Pe când Iisus a venit pe pământ, libertatea însemna suveranitatea cetății. Cetatea era totul, cetățeanul era rege și omul nimic. Și Hristos a inversat și a zis, omul e totul. Vedeți că acum cetățeanul, dreptul cetățean, dar unde e omul? Omul e totul. Care este omul care să cunoască taina ta, omule? Sfântul Apostol Pavel. Am mai spus eu, Socrate spunea, cunoaște-te pe tine însuți, preluată de la presocratici. Printr-un act de reflexie, să cunoști ce este. E, nu prea se poate. Poți să stai singur acasă să te întrebi, că rămâne o cantitate infinită unde nu te cunoști. Goethe mai târziu a spus, te cunoști prin ceilalți. Și adevărat, ce părere are Nelu, Vasilică, dar nu poți să trăiești din păreri. Și a zis Grigore de Nisa, Sfântul Grigore de Nisa, i-a păturit pe toți. Și a zis, mai degrabă, numeri firele de nisip de pe plajă și stele de pe cer decât să cunoști taina ta, omule. O să observați ceva. Părintele Steinlaui zice așa, acest trup, e vorba de identitate, n-a zis corp, e o mare diferență. Corpul are dimensiune biologică. Acest trup, fiind străbătut de suflet, n-a zis că precum grecul, că înăuntru este soma, este mormânt, sufletul se zbate, a zis, e străbătut. Adică odată se duce. Din ceva devine cineva. Eu vreau să pun la Bruxelles, acolo, la cooperativa aia agricolă, unde se face o nouă condiție umană, o chestie de la slujba de mormântare. Ce rău îi pare sufletului după trup atunci când vine clipa despărțirii. Aia să fie acolo, pus așa, dacă în timp ce se duce la o ședință, să vadă aia. Ce rău îi pare sufletului după trup. Și atunci zice, din ceva devine cineva. Cineva nu mai poate fi analizat ca ceva. Întâlnirea nereușită pe care o are Pila din Pont cu Iisus a fost sezizată de Sfântul Siloan Atoditu. 4 clase primare, dar sfinții n-au nevoie de Harvard. Ei au, cum zicea Mare Sfânt, și că cunoașterea tainică. Sfântul Simeon, nou teolog, cunoașterea tainică. Și zice, Pila din Pont, ce era Pila din Pont? Un comisar european. Da, era imperiu cum sunt ăștia acum. Pus într-o poziție tâmpită să-l judece pe Iisus. Ce a observat Sfântul? Că nu a răspuns la toate întrebările, dar a fost o întrebare fundamentală. I-a zis Pila din Pont așa. Și zice, tu de ce ai venit? Și Hristos a răspuns, am venit ca să mărturisesc adevărul. Și Pila din Pont a zis, ce-i adevărul? Și a plecat. Și zice Siloan Atunitu, problema era cine-i adevărul? Eu sunt calea, viața, adevărul. Ce ești Dan Puric? Actor pensionar la Teatrul Național. Cine-i Dan Puric? Rămâne o taină. Când a venit o coropisniță de la BBC să-l întrebe pe Petre Țuțel cu fesul în cap la spital și a zis, ce părere aveți despre drepturile omului? Fiți atent, răspuns antologic. A zis, domnișoare, eu nu sunt om. Aia a rămas mai tâmpită decât la început. Și a zis, dar ce sunteți? Eu sunt Petrica lui Vasilica din Boteni. Adică cu nume, cu botez, un unicat. Petrica al lui Vasilica din Boteni. Un unicat. Diferența între individ și persoană e uriașă, bunii mei prieteni. Ca indivizi avem toți CDP. Suntem asemenea. Ca persoană suntem într-o ființă. Unici, dar într-o ființă.
Dar individ, CNP, facem și o ședință de partid, și o ședință UE și suntem asemenea, nu? Suntem într-o ființă și unici. Aici, când au prăbușit, când au atacat neomarxiștii, nu vreau să-i numesc, dar niște, cum să zic, scursori ideologice, satanice, au atacat macrosocial, prin proletariat, așa știți, știți aia, Marx, zice, inegalitatea creează contradicții. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spusese cu sute de ani înainte, egalitatea creează contradicții. Când gâtul a vrut să fie cap. Între gât și cap, între femeie și bărbat, nu se pune problema egalității, ci a unei sfinte complementarități, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. A unei sfinte complementarități. Vreți să vă vorbesc în termen, că am adus cartea cu mama, sper să o mai am. Mai sunt două, da. Data viitoare faceți comandă. Dom'le, fiți atent cum este sfânta complementarități. Era mic, aveam 13 ani, fratele lângă mine, mai era cineva acolo. Tata cu unchii meu discutau de, zici că ieri era. Zice, băi, Liviule, bă, se înarmează rușii, va fi al treilea război mondial. Și din bucătărie s-a auzit așa, n-ai la drojdie și nu crește cozonacul. Și s-a terminat războiul și a plecat tata să ia cozonacul, să ia drojdie. Ea ținea căminul. Iar tata era responsabil de responsabilitatea mamei. M-ați înțeles? Și atunci lucrurile astea nu se discută ideologic. Sigur că na, au fost persecuții, au fost lucruri, dar să fiți foarte atenți. Vedeți, tata era din Dobrogea și îmi spunea, bă, cum au coexistat. Zicea, avea vreo 5 ani și venea copilul de evreu, îmi dădea mie pască și îi dădea mouă roșii de Paște. Și tătarul era cu baclava. Era nicio discuție. Nicio discuție. Zice, tătarul nu strângea toată recolta. Mai lăsa vinete, roșii. Și m-a întrebat, de ce nu strângi? Și el lasă, că vine orfanul, văduva satului. Dar nu zicea, eu vă las vouă să culegeți. Lăsa acolo. Fă un bine și aruncă-l în mare. Înțelegeți dumneavoastră ce stare de spirit a creat acest popor român, unde nu s-au creat animozități de genul acesta? Aici este uluitor, o formă de asimilare, un soi de blândețe. Identitatea noastră creștină, uitați-vă în istoria pe care o trăim. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, viața creștinului pe valuri. E cea mai riscantă. E o rană deschisă, e pe valuri. Are doar 3 porturi unde oprește. Zice, iubirea de aproape, iertarea și mila. Acolo oprește. Uitați-vă la poporul acesta zăpăcit, făcut zdreanță, făcut praf, distrus, 9 milioane trecuți dincolo, securitatea i-a făcut praf, i-au trimis la șparanghel, aici au cretinizat tineretul, pensionarii sunt umiliți, serviciul de sănătate, praf. Și se întâmplă nenorocirea cu ucrainienii și poporul român face stop și dă cu milă. N-a pus niciunul semn, trebuie să zică, domne, Bosnia, să luăm Ținutul Herței și Bucovina înapoi. Dă-i bă că-i sărac! Ați observat gestul acesta? Contemporan, poporul român l-a făcut. Ați observat că în Occident nu s-a observat lucrul ăsta? N-au genă. Eu dacă văd pe cineva că ridică pe un om căzut, zic, uite, domne, ce gest frumos a făcut. Altul și ce îmi pasă mie? Să-și vadă de treabă. Dar de ce l-a ridicat? Este o altă structură. Când identitatea românească o găsim în bază. Adică și în bază. Și dacă Faust a făcut contract cu diavolul ca să aibă eternitatea câștigată. Știți că era și bancul acela, le-am zis și eu cum arată România intrată în Europa. E ca baba aia care s-a dus la Dumnezeu și a zis, eu vreau să trăiesc cât de mult. Și Dumnezeu a zis, Doamne, îți dau să trăiești etern. Și aia de fericire s-a dus, s-a botoxat și a făcut silicoane, s-a aranjat, tot așa. Și când a ieșit de la centrul ăla de machiaj, a călcat o mașină și a murit și a ajuns pe lumea alaltă, a zis, Doamne, pe n-ai zis că o să trăiesc cu eternitate? Și că, ba da, dar nu te-am mai recunoscut. M-ați înțeles? Așa și la noi, dacă asimilați foarte multă ideologie UE, nu vă mai recunoaște Dumnezeu. M-ați înțeles? Este ca asta, întruparea, cu ce o să faci cu silicoanele alea. Zice,
9 pagini bazmul ăla cules de Petre Ispirescu. Ce geniu al acestui popor a putut să facă un baz care este unic în lume. Și un tragism, când mi l-a citit bunica, eu plângeam. Și acum îl citesc greu, pentru că este cutremurător. E de o frumusețe, nu găsiți nici în Vede, nici în Upanishade, în mitologia, în mitologia grecească. Să mă aduce să aminte de Făt frumos, din Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, pentru că vreau să fac așa o pauză publicitară. Dacă vă uitați la miturile grecești, indiene, nordice, cum s-a creat pământul, o să vedeți numai monstruozități, crime, incesturi, cum își mănâncă copiii, cum se mutilează. Și acum vă spun poveste bucovineană, că toți suntem în zonă. Culeasă de Ovidiu Papadima, în 1938. O cărticică așa, nu citește nimeni, ce să citească, eu citesc alte lucruri. O viziune românească. Și zice, Dumnezeu, bătrân de zile și obosit de muncă, țaran, stătea pe un petic de pământ și în rest apă, 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 apă. El făcea pământul, dar cu greu. Și iese din apă necuratul, netrebuitul. Fiți atent, dialog. Și zice, măi frate, nu vrei să te ajut să facem pământul mai repede? Și cum Dumnezeu nu făcuse Harvardul cu drepturile omului și nici Bruxelles-ul, i-a răspuns nedemocratic. I-a zis, bine măi nefârtate. Deci el a zis, măi frate, și l-a răspuns, bine măi nefârtate. Asta ca să avem o igienă în raport cu alții. Bine măi nefârtate, tu du-te în fundul oceanului și adu pământ, dar trezește-mă, că fără de binecuvântarea mea nu se lipește. Și zice țăranul român, și dracul s-a dus și a venit cu pământ, dar de al dracului nu l-a trezit, a zis că îl face el, ca clubul de la Davos. M-ați înțeles? Ca tovarșul Marx, care a făcut homotehnia, adică el face creația din nou, el face om, el. Și nu se lipea pământul. Și că a mai fost o dată de două ori, de trei ori, de sute de mii de ori, de miliarde de ori și nu se lipea pământul. Și exact ce vedeți acum. Da, acum categoric fac victime. Și zice, atunci de gelozie a vrut să-l arunce pe bătrân în apă. Și l-a luat pe Dumnezeu care dormea bietul de el și s-a dus în față. A făcut trei pași, numai că creștea pământul. S-a dus invers, creștea pământul, s-a dus la est, s-a dus la vest. Fiți atent, geniu poporului român. Și nu și-a dat seama dracu că s-a făcut pământul făcând semnul crucii cu Dumnezeu dormind. Proverb, Dumnezeu pare că doarme cu capul pe mănăstire și de nimeni n-are știre. Deci, dormea. Dar l-a făcut semnul crucii. Nu l-a făcut oricum. L-a obligat. Este altă forță care merge. Și acum să ne întoarcem la Făt frumos și la identitatea românească. Ați observat că Făt frumos în bazmul, în bazmele românești nu se naște oricum? Nu vrea să se nască. Este un refuz ființial de a fi coparticipativ în istorie. Și împărăteasa era cu durerile facerii și el de două zile nu vrea să nască. Și ea a zis, naște-te, fătul tatei, că îți dă tata jumate de împărății. El tăcea și nimica nu spunea. El plângea și nimica nu spunea. Naște-te, fătul tatei, că te face tata sfânt, te face tata vlădică. El tăcea și nimica nu spunea. Și nemai știind împăratul ce să zică, a spus, naște-te, fătul tatei, că îți dă tata tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și atunci a decis excepționalitatea românească, Făt frumos, să vină pe lume. Al doilea lucru în bază românesc când vine, zice, îți dă tata pe zâna zânelor. Nu. Nu vine pentru abstracțiune. Pentru Ileana Cosânzeana sau pentru zâna Cătălina, cu nume de botez. Observați, el vine pentru a intra în veșnicie, nu în istorie, sau pentru a iubi.
N-a zis, vino fă tu, tati, că îți dă tata să devalizezi Bancorexul, să vinzi Roșia Montana. Toți bănuții sunt ai tăi. Știți, când s-a descoperit ăla, gânditorul de la Hamangia, atâta e din teracot, era așa, de tip contemplativ, că noi suntem neam de păstori, cerul. N-au descoperit ăsta, hoțul de la Hamangia, șterpeditorul cu mâna în buzunar. A văzut? Gânditorul de la Hamangia. Astea sunt niște rădăcine, adradice. Deci, făt frumos se naște să iubească, nu să fure și nu să pară vină social. Sau se naște ca să se întoarcă în veșnicie. Și dacă urmăriți puțin bazmul, de ce este important? Zici, dom'le, ăsta nu o să ne vorbească aici despre el. No! Zicea Nicolae Iorga, numai întorcându-ne spre trecut, avem forța faptelor prezente. Numai situndu-te pe o poziție sufletească, puternică, ai puterea de a face față la ceea ce se întâmplă. Și crește într-un an cât alții în 10. Zice, bine, am să plec singur în lume ca să câștig făgăduiala pentru care m-am născut. Și a asumat de unul singur totul. Și împăratul îi spune să se ducă în grajd să-și ia cel mai puternic și cel mai frumos cal. Și el face o probă, ia de coadă așa și aruncă, nu rezista niciun. Dar într-un colț acolo era o gloabă. Vai de capă, e bătrână, abia se mai ținea. Și făt frumos o atinge. Și gloaba zice, în sfârșit mă atinge o mână de voinic. Fiți atât. Și zice, făt frumos, dă-mi orez fiert în lapte, ca să pot să te ajut să-ți atingi făgăduiala. Și 6 săptămâni ia armele lui tătânetul. Arcul cu săgeți, stolba cu săgeți, lancia, sabia, platoșa și curețe de rugină. Știți ce este gloaba? E memoria. E trecutul. Iar el o mângâie. Calul se scutură și devine un armăsar năzdrăvan cu 4 aripi. Gândiți-vă că tineretul nostru astăzi ar fi fost educat să mângâie memoria acestui popor. Era indestructibil. Ăia cai, ăia buni, erau un fel de Ferrari, Porsche, Lamborghini, pe care el n-a pus mâna. El s-a întors în trecut la tătrânsul. El a curățat cu propria lui mânuță rugina. E ca și cum aș da acum, că tot este anul comemorării martirilor, aș fi făcut măcar anul acesta obligatoriu lectura câtorva cărți despre martiriul sfinților martiri, închisorilor. Asta ar fi fost să curețe rugina. Zicea un mare scriitor rus, Mereșkovski, comuniștii sunt buni. De ce? Suflă praful de pe Evanghelie. Și făt frumos pleacă, iar taică-s îi dă 200 de soldați să-l însoțească. Și când ajunge la granița pustiei, le dă tot avutul lui, merindele, zice, duceți-vă acasă, îmi iau cât îmi trebuie. Deci el rămâne singur. Este ca și cum astăzi cineva își asumă condiția unui întreg popor. Știți că la un moment dat poporul se poate retrage într-un singur om. În Eminescu, în Părintele Iustin Pârvu, în Părintele Arsenie Papacioc, într-o excepționalitate. Se concentrează acolo. A zis, duceți-vă, aveți tot. Și se întâlnește cu Ghionoae, are o luptă, îi taie piciorul Ghionoae, Ghionoae cere iertare, el o iartă că e milos, îi dă și piciorul la loc. Ghionoae zice, am 3 fete frumoase. Și el zice, nu, am altă treabă. Bun. Se mai întâlnește cu Scorpia, care era fratele, soara Ghionoae și totuși pe aia îi mai tăie un cap, îl pune la loc, se împacă și cu aia. Dom'le, și ajunge, dom'le, la tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. E, aici, se putea încheia bazmul. Era un happy end gen Hollywood și nu se încheie. Ce interesant, așa și amuzant, că zânele erau 3 și au zis, bine că ai venit, că și nouă ni s-a făcut urât de atâta singurătate. Nu mai știu alea ce să facă. Se găsise o eternitate plictisită. Și se căsătorește cu aia mică.
Și zice, ai voie să te duci peste tot aici, dar n-ai voie să te duci în Valea Plângerii. Atenție! Și într-o zi, fugărind un iepure, intră fără să vrea în Valea Plângerii și l-a apucă un dor imens după mama și după tată. Și vedeți, făt frumos, care nu este învins de nicio scorpie, de nicio ghionoaie, de niciun rău, este prăbușit de dor. Și zice, mă întorc. Și zânele îi spun, nu te întoarce, că niciun muritor nu s-a mai întors. Calul îi zice, nu te pot ajuta cu nimic. Nu, mă întorc. Fiți atenți ce interesant este. El se întoarce și pe tărâmul scorpii sau ghionoaie nu mai era nimic. A fost o chestie de câteva zile și a zis, unde sunt pădurile? Erau orașe, erau blocuri și vorbeau cu oamenii. Și spuneau aia, că Dumnezeu ăsta e nebun, râdeau de el. Păi nu se poate, eu acum câteva zile am fost aici. Știți cam cu ce e treaba asta? Să mă duc eu acum la Universitatea de Istorie, de Medicină, de Filologie, să le vorbesc de marele doctor Zeană, care a fost martir al închisorilor comuniste, de Radu Gir, de Ion Gavrilo Goranu, și cine sunt ăștia? Dumnezeu, când au fost martiri, au suferit pentru... Dumnezeu, ăsta este nebun. Ați înțeles? Păi stați, Dumnezeu, că au trecut, ăștia au murit între 45, 1945, 1968, 78, 80. Sunt aproape de noi. Cine? Puteți face această probă. Deci este marea cădere într-un vid al lui Făt Frumos, se întoarce într-o lume care, și că bunii noștri mai știau ceva de o scorpie, de ceva. Fiți atent unde este terminat poporul. Ion Lupaș, unul din mari istorici, care a făcut și pușcherii săracu, imediat după Marea Unire, s-a dus să vadă documente despre Horia, Cloșca și Crișan. Ăia le arseseră toate și atunci s-a dus prin sate. Și în sat era mentalitatea asta, a zis o băbuță, ci că săracul Horia, dacă mai avea puțină răbdare, venea românașul nostru, a vrămut și îl salvea. Îl lega pe Avram Iancu cu el. Martirii, știți? Avea un timp al ei. Dar ea nu uitase. Ea nu uitase, ea știa. Făt Frumos este exact, luați astăzi un om, un copil, un tânăr excepțional, care a citit, a văzut și se duce să le spună. Eu am probleme la teatru. Acum vreo 10 ani m-am întâlnit cu doamna Sanda Manu, Dumnezeu să o odihnească, și am zis, băi Sanda, eu dacă vin la institut și le vorbesc de George Calboreanu, de George Vraca, ăștia nu mai știu nimic. Și a zis, poți să le vorbești tu de Cotescu, de Amza Pelea, nu mai știe nimeni nimic. Acum vreo 2-3 săptămâni era un actor, stătea cu fundul pe o revistă, zic, păi, tu nu vezi pe ce stai, mă? Ce este? Radu Biligan, cine este? Ați înțeles acum? Eu vă spun concret ca să nu lăsați în bază. Marea tragedie a întoarcerii, el este, se înomenește din nou, precum Hristos, este reflex creștin. Grigore Palama, Marele Sfânt, n-a zis că Hristos s-a întrupat, s-a înomenit. A luat toate vulnerabilitățile, că el mergând, eu de-aia plângeam, că zice, și el mergea pe pământul scorpii, a ghionoai, prin oraș de și nu a observat că îi crește barba și părul și i-au albit. Era o întoarcere în condiția umană. Și vă uitați, este și ajunge unde a avut tătărânsul castel și erau numai ruine și își caută în memorie pe acolo. Să vadă ce uite aici era grajdul și vede aia lada și scoate și era moartea. Care ce dacă mă întârziai nici pe mine nu mai găsești. Și trage o palmă și Făt Frumos moare și devine țărână. Cum țărână au devenit martirii români. Da, vă dau un vers din Quevedo, un mare poet spaniol. Te iubesc atât de mult. Și când voi muri, voi fi țărână. Dar voi fi țărână care te iubește. E o țărână care ne iubește. Întorcându-te și intrând în vibrația aceasta. Pentru că, în rest, o să vedeți, bunii mei prieteni, nu mai discuți. Dracu face probleme din orice. A avut din mama o problemă? A avut din familie o problemă? Este, nu mai e tată, este genitor 1, genitor 2? Nașterea se poate face în uterul natural, dar picurat germenele respectiv,
în utero artificial, in vitro și preconceput înainte de toate astea? Nașterea devine anonimă, copilul devine un produs, copilul devine al nimănui? Este un neant în care nu mai cunoaște căldura mamei, a tatălui, a bunicului. M-ați înțeles? Și eu vin și spun, ca să faci față la această epocă satanistă, te întorci în rădăcinile tale, unde, cum să zic, lucrurile sunt de o claritate și de o forță extraordinară. Întoarcerea în timp a lui Făt Frumos este întoarcerea lui Brâncoveanu. Pentru că a zis ăla, sultan, uite așa, cu tare, cu tare. Și s-a întors și a zis, fiii mei, nu vă clintiți în dreapta credință, neam de neamul nostru n-a făcut asta. S-a întors cu fundul la istorie, dar cu față spre Dumnezeu. Asta este identitatea noastră. Și o să vedeți, eu am scris o scrisoare către guvernanți, către amărâțești. O găsiți, scrisoarea lui Dan Puricu. Au dat-o și pe la televiziune. Și acum de Paște au zis că o să mă cheme. Poate la poliție, dar nu știu. O să mă cheme la o emisiune. Și am scris și o scrisoare către poporul român. Și am încheiat-o așa. Nu te teme, popor român, că ești o margine a lumii. Că și Nazaretul a fost o margine a unui imperiu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. V-am spus ce aveam pe inimă, nu ce am în cap. Sunt două lucruri. Știți că mintea minte. Inima niciodată. Ați văzut că ăștia au scos inima din repertoriu interuman? Totul e și inima a ajuns pe online. Întrebări și eu vă răspund. Știți ce a zis un înțelept zen? Să mă întrebe cineva ceva că îți prinde răspunsuri. Dacă aveți. Dacă nu, vă vând cărțile cu suprapreț. Din când în când. Știți de unde a plecat? Am făcut un spectacol haios de tot. Votați, mă. Nu a zis votați-mă. Și mi-au băgat vorbe în gură și atunci am zis, dacă tot m-a prezentat, dacă securitatea mi-a aruncat o petardă în grădină, le-am aruncat-o înapoi. Știți aia, că aveți video la baie? Așa, așa, așa. Dacă l-a apucă vreo furie pe ăsta și bine. Eu le-am zis că poporul mă nu se face bine cu un președinte, cu un papagal din ăla închis la Cotroceni, ci cu o stare de spirit. Credeți că în cazul unui război, da, va mai merge cineva la război? Nu, doar online. Vedeți, doamnă, ați intuit perfect, vreau să vă spun așa. S-au degenerat atât de mult că au devenit apatrizi. E un domn Helvig, săracul de el. Trebuie un naționalism, dar moderat. Știți că ne pregătesc ca să... Nu se poate naționalism moderat. Este ca și cum, că îți iubesc soția, așa, așa, așa. Dar iubit. Întrebarea este dacă mai avem pentru ce lupta. Nu. E din popor public, am ajuns o populație supraviețuitoare și experimentală. Nu, nu. Știți ce văd eu? Ar fi frumos. Dacă papagalii ăștia, slugile astea vor să ne împingă război, că ăsta este scopul, i-a apucat dorul de Basarabia brusc și de țară, să nu iasă nimeni pe stradă decât mamele. Atât. Ce trebuie să facem? Să vă plimbați pe stradă. Serios, să ieșiți așa în grup, să ziceți ce sunt. Suntem niște mame. Da, asta da, da. Când o să naști tu, atunci o să-l împuști. Știți aia extraordinară cu Sfântul Ioan Botezător? Este Sfântul Ioan Gură de Aur. E adevărată. Împăratul, ăștia legionarii romani, strângeau impozite pentru ziua împăratului. Și cam duri, intrau prin case, băteau pe aia, luau bani și ăștia s-au revoltat, domne. Și au alungat pe soldații, erau puțini, și s-au dus nervoși la guvernator. Ăla a fugit de frică. Și atunci de nervi ăștia au dărâmat statuia împăratului. Știți ce înseamnă asta? Ca să trimită, nu știu, 30-40 de mii de legionari și să facă cărămidă, să desfințeze, să radă de pe suprafața pământului. Și atunci, speriați, s-au dus la Sfântul Ioan Gură de Aur. Era de 40 de ani slăbuț, așa, vai de capul lui. Și a zis, închideți-vă în casă. Și a făcut o manevră teribilă. Este scrisă. În care a chemat din pustie sfinți din ăștia, scheletici așa, mai mergeau, mai aveau la o piele pe el, mai mâncau o lăcustă. Și ea se plimbau pe străzi așa. Și au venit legiunile romane, vum, 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 vum. Și cu cine se lupte? Unul de 80 de ani așa,
s-a uitat la generalul, și a zis, descărecați. Aia nu puteau să treacă cu armata peste un bătrân, că se făceau de râs. A descărecat zâmbind, spuneți împăratului că atunci când poate să dea viața, atunci o ia. Încărecați. Încărecat și ci că până la guvernatorii s-a schimbat planul. E o altă formă de luptă. Este o formă care, cum să zic, îi apare pasivă, știți? Cu cine să te pui? Nu știu că ăștia de joacă la barbut cu, cum să zic, politic și istoric. Dar mamele trebuie să iasă. Ar fi, țineți minte ce vă spun, cea mai frumoasă demonstrație la nivel mondial. Așa. Ce? Măicuța bătrână cu brâu de lână. Tu să-i spui curat că m-am însurat cu mândră creasă a lumii mireasă. Să nu-i spui că la nunta mea a căzut o stea. Ca să nu-și dea seama. Ce transfigurare a morții în nuntă este unul dintre cele mai superbe testamente. Miorița. Și a venit un idiot, a fost și prim-ministru, că a zis că ăla trebuia să fie cowboy, să-l împuște. El n-a înțeles că acolo era detașarea dacică în fața morții și așteptarea creștină. Apropo de președinte, că să fii președint, e o carte excepțională, Iisus Fiul Omului, al lui Khalil Gibran, creștin maronit, un om excepțional. Dumnezeu, o găsiți, prin 2009 a fost publicată, libanez, Khalil Gibran. Și spune așa, Iuda, și eu și el am vrut să facem un regat. Numai că el a vrut să facă un regat în care toți să fim prinți, pe când eu am vrut să fiu numai eu. Și de asta l-am trădat. Și zice, după trădare, Iuda se dădea cu capul de zi și zicea, Doamne, Doamne, ce mă fac cu libertatea asta fără aripi? Ați înțeles? Asta e libertate fără aripi. Eu am scris într-o carte, aici e un paradox, domne, creștin. Au făcut papagării ăștia de la ProTV un film pe urmele dictatorului. Știm toți la întâi pe Ceaușescu, știm ce păcate, ce virtuți a avut Dumnezeu să odihnească că suntem creștini. Fiți atenți și am observat. Aia e de pateric, domne. Aia ne aflăm pe urmele dictatorului unde s-a ascuns. Într-un spre Târgoviște am înțeles că mașina cu Nicolae Ceaușescu a oprit la o întreprindere din asta, pomiculă, fructicolă, habana. Și acolo cu ăla se reconstituia momentul. Fostul director, aici ce ați văzut? Ce a intrat dictatorul și ce a făcut dictatorul? A dat telefon la unitatea militară, a încercat să vorbească și pe zic, asta a făcut. Și era o doamnă sprinjită acolo, stătea așa. Dumneavoastră, ce erați pe vremea aia? Eu am fost secretar aici. Și când ați văzut că intră dictatorul cu odioasa lui soție pe ușă, nu va veni să-l strângeți de gât pentru toată mizeria care ne-a făcut-o? Nu. Eu am văzut un om bătrân, speriat, și să vă spun sincer, am vrut să-l iau acasă, să-i dau ceva de mâncare, dar aveam de post și mi-a fost jenă. Domnule, ăsta e popor român. M-ați înțeles? Este când am zis aia, că oprește la milă, la iubirea de aproape, la iertare. Nu a fost o declarație, de pateric. Ea a fost secretară. A văzut cu alți ochi, i-a văzut viața. De asta vă spun, cea mai frumoasă demonstrație ar fi demonstrația mamelor. Care nici măcar demonstrații. Temaș. E. Când veți putea naște, atunci scoate stancurile. Îi veți paraliza. Țineți minte. Nimeni nu poate să aibă putere mai mare decât mama pe pământ. Știți, era o poveste cu unul care lucra la o multinațională. Tânăr și băiat de treabă, domnule, extraordinar, bun, sufletește și a murit. Și a intrat în iad și săia toți colegii de lucru au aflat cum, domnule, ăsta care era exemplar de bunătate să fie în iad. Și s-au dus la porțile iadului și s-au făcut scandal și a ieșit satana și ce căutați, mă? Că colegul nostru a fost, nu știu ce aici, nu este bine, duceți-vă acasă, marși, nu aveți ce căuta aici. A venit directorul, domnule, managerul ăla. Eu am fost directorul lui, este un om excepțional. Du-te, mă, acasă, n-ai ce căuta aici. Auzi la episcop, auzi episcop și că plecați, că n-aveți ce căuta. Și după vreo două luni a trecut o doamnă în vârstă așa. Așa. Și n-a oprit-o nimeni. Era mama.
se ducea în iad după el. Ați înțeles? Vedeți raportul acesta, René de Chateaubriand, care a fost, a scris geniul creștinismului, martirii, care a fost ministru de externe al Franței și care a fost fondatorul romantismului. Avea niște dubii înainte să fie creștin. Știți când s-a încreștinat total? Când și-a văzut mama murind. Și a spus așa, am plâns și am crezut. Alfred de Vigny, tot așa, unul din promotorii romantici, era ateu. A stat lângă mama lui când a murit. Ultimul cuvânt al mamei a fost Alfred. Și a nu-i creștin. E nevoie de o scânteie. Atât. Altunchii noi, ce să scoate în trupe. Noi avem cu femei de serviciu cât o vreo 75.000, cât are Putin un regiment, știți? Plus că nu e războiul nostru. De-aia ligioanele astea m-a făcut putinist, că zice, dom'le, noi trebuie să avem o altă voce. Aia sunt frați creștini, de ce se bat între ei? Nu suntem coparticipativi la măcelul ăsta, care oricum e provocat din altă parte. Asta. Poporul român, zicea părintele Străinoa, este popor punte între civilizații. Popor punte. Deci îți duci condiția asta. O să vedeți că totul se va mizerabiliza cu o viteză deja foarte mare. Legislația care în timp ce îmi dă eu sufletul pe aici, ăștia pe semne că lucrează la nivel de parlament să se întâmple ca în Grecia. Ați înțeles? Acolo cel puțin mitropolitul din Pireu le-a dat anatema să nu mai intre în biserică nenorociția care au votat cu familia, nu mai știu ce cu tare. Să nu mai intre niciun nici familia. Mi s-a părut de o acuratețe teribilă mitropolitul din Pireu. N-ai ce căuta, mă, în biserică. Și eu vă spun sincer, n-am nimic cu bieții aia, homosexuali, bine, astea sunt lucruri clinice. Lucrurile clinice nu trebuie să devină politice. Sunt folosiți, m-ați înțeles? Sunt folosiți. Vai de capul lor. Poporul român are adâncă înțelegere. V-am zis aia că ieri am ținut așa o mărturisire despre umor. Știți că umorul te însănătoșește. Umorul te duce direct la dimensiunea umană. Și au făcut ăștia referendum, mai țineți minte? Pe telefoane de la Bruxelles și au ieșit un gunoi referendum. Așa se vadă că nu, e neclar cu poporul român. Da, da, poporul român asta deja v-a scos două bancuri. A zis cine nu se duce la referendum, mă, să-i taxul. Tăticul, ce e un transexual? Nu știu, întreabă-l pe măta. Ați înțeles? În fracțiune de secundă s-a corectat tot. Aici o să observați. Stă un spirit de gardă care nu lasă să se infecteze. Umorul, zicea părintele Stăniloae, este cel mai bun discurs către poporul român în lupta lui cu inamicii și cu dușmanul. Este cel mai bun discurs. Da, mai aștept o întrebare. Spuneți-mi. Asta s-a dus bateria. 1, 2. Ați spus de puterea aceasta fantastică a mamelor și a fost în America de Sud un incident de genul acesta cu baticurile albe când și-au salvat fiii din închisoare. Și vreau să vă întreb atunci, noi mamele, care credeți că ar fi cea mai bună variantă? Ce să facem noi cel mai bine pentru copiii noștri și pentru țara asta? Și credeți că drepturile astea feministe care ne-au fost fluturate pe sub nas și faptul că ni s-au dat drepturi egale cu bărbații, că am fost angajate, credeți că a fost intenționat făcută tocmai ca să ne scadă această putere? Mulțumesc. Vă referiți la drepturile astea de egalitate? De... Da. Da. O să... Da, cu sexul, cu asta. O să observați ceva foarte... O să nu mai merge, să nu știu, se întâmplă ceva, oscilează. Ia să vedem. Da. Mersi. Asta. Acum se aude. O să observați ceva. A fost un indian înțelept invitat la Harvard și a zis că nu e importantă egalitatea bărbatului cu femeia, important e riscul întâlnirii. Bun. Sigur că, na, au fost asupriri, au fost, cum să zic, nedreptăți, cum zic ăștia, discriminări și care, sigur, dar ei vor să le rezolve când odată pentru deauna acest raport a fost rezolvat definitiv de Hristos. Ei vor să rezolve cu articole de lege. Cu articole de lege, iar tu nu mai ești într-un raport uman cu celălalt, ești într-un raport juridic. Și o să observați un soi de parșivenie, ci că să ne despărțim de comunism.
prin critica. Știți ce au criticat? L-au criticat pe Eminescu, pe Octavian Goga, pe George Coșbuc, valorile. N-au criticat pe Nicolski, pe ăștia, m-ați înțeles? Pe Petre Țuțea, pe Constantin Noica, ci că ne despărțim de comunism. Băi, am zis de comunism, nu de valori. Și atunci, egalitatea bărbatului cu femeia, nu știți ce s-a întâmplat, când făcea femeia stahanovistă, ea cu picamărul să spargă, femeia boxor, am văzut, se lovea un sân, caratistă, forme de falsă emancipare și de mutilare a sexului. Pentru că fiecare dintre noi avem, cum să zic, fiziologia și mai mult decât fiziologia dată prin natură, dar este o, cum să zic, un întreg univers care este un univers feminin și este un univers masculin. Și atunci ei le reglează, ba le deformează anatomic, ba le deformează ideologic ca să creeze confuzii. Și atunci am întrebat ce să facem. Dom'le, eu o vedeam pe mama. Mama avea o radicalitate extraordinară în momente de genul ăsta unde eu mă pierdeam. Eu am mai povestit odată că sărăcuța era în garsonier acolo, doctorița a fost cu două specialități, dar avea o pensie de vai de capul nostru. Și tăia acolo o varză, mă mai duceam la ea în garsonieră și mi-a zis, dar tu de ce, mamă, aduci aici bani, aduci mâncare? Păi nici mama mea. Cum să nu ți-o, mamă? Mă întrebe așa. Păi da, dragul, mamă, de aici pe hol toți tinerii care vin așteaptă să le moară părinții ca să le ia garsoniera. Ea a avut dreptate. Păi m-am văzut când s-a întâmplat în serie un comportament. Și mă vădau o chestie de viață. Toca așa și m-am dat sună telefonul. Telefonul ăla cu în care îți băgai degetul, știți așa. Se șterge pe mă și zice, alo, da? De la Cotroceni? Și am zis, la domnul președinte. Eu când am văzut de Cotroceni, am zis, mamă, zic Cotroceni. Era o avalanșă agresivă, că spunea, domnișoară, eu sunt mama lui, dar dumneavoastră nu știți să vă prezentați? Deci nicio concesie n-a făcut. Mi-a rămas tonul, autoritatea e blândă. Cu tare că sunt consilierul domnului președinte, nu știu ce, să vină să-și ia decorația de cavaler în ordinul muncii socialist, naiba era acolo, pentru cultură, gradul de, cu tare. Mama, îi dă bani? Și cum o să-i dă bani? Să zice, spuneți-i din partea mea să-și o pună pe piept. Fiți atent acum. Eu m-am enervat. Și am zis, mamă, cum e posibil eu care mă duc pe 8 dolari să reprezint țara, că statul n-are bani? Și-o certam, domnule. Și-a încertat-o și ea stătea pe patul ăla alic, fără arcuri, și se uita la mine. Și în final a spus, după vreo 20 de minute, că eu eram Mihaico Gălnicianu și-o certam, și a zis, ce numai o mamă putea să zică, absolut, a zis, dragul mami, nu vrei un cornuleț? Ea simți că mie lipsește un cornuleț. Și acum fiți atent, de ce vă spun? Metodă, ca să zice mai bună. După o săptămână mă duc la Ion Caramitru, Dumnezeu să o odihnească, mai eram cu încă unul să ne dea decorația asta prezidențială de cavaleri, nu știu ce, pe l-ar chema Frunză. Și am zis, puri cu Frunză, mai ne trebuie o rădașcă și facem insectar. Fiți atent acum, tot Sfântul Ioan Gură de Aur zicea că Sfântul Duh lucrează în timp. Așa și sufletul lui mama m-a prins de ceafă acolo. Că el mi-a citit acolo, Caramitru, să sunteți decorați de președinte, aveți dreptul la groapă la Belu și o salvă de cartușe la mormântare. Și în clipa aia am simțit că cineva îmi bagă vată în nas. Și că îmi leagă și mâinile. Miroseam a mort. Și fără să vreau, a vorbit mama de mine și a zis, numai atât. Adică m-a ajuns blestemul, mama. Zic, numai atât. Și care mi-a zis, dar ce mai vrei? Zic, nimic. Și când am ieșit afară pe stradă, am zis că să bem o șampanie, dar parcă eram defunct. Așa, dăm șampanie. Dar eram mort. Aveam loc la Belu, cine vrea, îl dau gratis. Eu vreau să mor lângă mama la Sfânta Vine. Îl dau, domnule, gratis, dar mă duceam pe stradă cu diploma că să am la Belu. Asta, de asta am luptat eu, să trag la un cartuș, poate mă trezesc și din coșciug. Știți? Era, asta trebuie să vă spun, cu fotograful din Sibiu. Absolut genială, mi-a zis-o maestru meu, Demre Dorescu. Dragă Puric, suntem un popor nebun, dar genial. Ce, dragă, și că e o babă la Sibiu, pe mine la Ceaușescu. A, 97 de ani, a zis,
bogată, putre de bogată, a zis, vă las averea, dar vreau să văd cum e mormântarea. Păi cum e mormântarea? Păi vreau să mă bag în coșul, vreau să vă văd în doliu, să stați lângă mine aici, faceți și fotografie și mai știu ce. Au nebunit, au venit aia 30 de nepoți, 10 copii, toți îmbrăcați în negru și au chemat fotograful. Și l-a venit, nu știa, cu tare, cu tare, și că domnul, stați că eu caz mai special, lasă-l, nu mă vă spune profesor, de 30 de ani fac aici, băgat aia așa, și când s-a băgat să apară, baba din coșul a zis, ia-mă jumate. Și el n-a țipat, s-a aruncat pe fereastră, peste un troleibuz l-au găsit. Dar n-a țipat omul. Când se scoală baba și zice, ia-mă jumate, te-ai dus, m-ați înțeles? Despre să-i vorbă. Eu mai, domne, poporul român are un sifris benefic. Caz real. A murit un țigan, mai în vârstă așa, la 60 de ani, și când ne ducem să luăm pe tăticul de la morgă. Și cum nu l-au luat pe aia, l-au luat îmbrăcat, cu pălărie, l-au plătit așa, l-au scos că se simte rău. L-au plătit pe ăla și l-au dus așa. L-au băgat în taxi, fiți atent aici, am fac Sfânta Cruci, numai în România se poate întâmpla așa. L-au băgat în taxi, stătea așa, și până l-au băgat în tren. Și ăia doi, în fața, a venit unul care citea ziarul, a luat dormea cu pălăria în cap așa. Și ăia doi s-au dus la vagă un restaurant. Și la o frână a căzut tăticul peste ăla, i-a dat un cap în gură, ăla s-a ofticat, i-a dat un pumn și s-a dat seama că a murit. A deschis geamul și a aruncat pe geam. Doi scrise, domne! Și au venit ăștia, zice, unde-i tăticul? Zice că s-a dus pe la toaletă. Unde toaletă? Fire, ia-l dreapte să-l bată pe ăla. Au oprit trenul și l-a luat pe ăla din porumb. Este, eu am făcut stagiul la Botoșeni. Acum vă fac să râdeți ca să vezi. La Botoșani, caz dement total, într-un sat, mama în vârstă cu, acolo cu bătrânei așa, ce să-și vadă copiii din altă localitate. Și l-a lăsat pe moș acasă și a plecat biata femeie cu trenul și a dormit în tren și o hoțoaică i-a furat geanta. Și ea s-a dus mai departe, săraca, nu avea acolo local, nu erau telefoane. Hoțoaica seara, aia s-a îmbătat și a trecut pe acolo și a călcat tot trenul. A desfigurat-o și nu au putut să se recupereze decât pe acte. Și au trimis-o moșului acasă pe aia. Stați să vedeți că nu e, România are sifilis. A, era în coșciug, erau la, acolo să capul să plângă și la un moment dat aude cioc, 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 nu știu cine, mama. I-a tăiat vocea lui, a rămas mut. Mama. Vorba aia, că era coșciug acoperit, domnule. Era acoperit. Mai era unul, tot așa, caz autentic, zic, a murit băbuța, au făcut acolo priveghi cu Dumnezeu, nu știu ce, și după două zile, pantofior, batic, și-o dus-o la mormânt. O dus-o la mormânt, au tot satul, carul cu boi, cu preotul, și când se intre în cimitir, acolo era un podeț de lemn. Și roata de la car a căzut puțin așa și a luat stâlpul. Care a domnule, s-a trezit baba. Și-au fugit toți. Toți! Păi am zis, părinte, se mai întâmplă, e moarte clinică. Stați, domnul Dan. Asta nu știți ce se întâmplă în România. Deci, și s-a întors baba acasă la 12, o mormânta, la unul l-a întrebat, vrei o salată, dacă vrei, să spună moartea, două ochiuri, ce vrei, o omletă, o ceva. Bun, domnul Dănuț, după 2 ani moare baba din nou. Și nu știți cum intra la priveche. Doamne, Dumnezeu, cur. Gata pe fugă și babele erau în alertă. Crezi că Dumnezeu s-o ierte, uite cum așa, parcă respiră. Bun. Și când au dus-o la mormântare, cu carul, cu aia așa, moșul, bărbatul zice, aveți grijă la stâlp. M-ați înțeles? E nenorocire, domne. Este jale, ăsta este poporul român. Amuzați-vă că e ca la noi la nimeni. Este ceva așa, cum să zic, ăștia acum că au vrut să mă facă papagal ăștia președinte, nu mai știu ce, și eu sunt în criză de personalitate, domnule. Eu nu mai știu cine sunt. Eram pe la Curtea de Argeș și am vorbit și dădeam autografe și veneau tot felul de oameni așa, domnule, dar sunteți grozav, ne mai mângâiat sufletul, altul, domnule, sunteți ca Avram Iancu, domnule, sunteți extraordinar, altul, sunteți Nicolae Bălcescu, vorba lui Bibanu, pe dobitoc, că nu fie că se umflă. Și mai venea câte o doamnă așa timidă, am niște nepoții în Australia, dacă vreți, așa, altă doamnă, știți, pentru Canada. Și am venit și altă doamnă așa, da, nu știți unde e o toaletă pe aici? Și atunci m-am fâsit, știți, imediat. Am dus spre Teatru Național și m-a oprit o băbuță, vai, sunteți apostolul neamului, cum vorbiți.
Umflat așa. Am mai făcut 500 de metri. Am uitat altul. Dom'le, v-am văzut spectacolul ăsta de pantomimă. Eu am fost pe Broadway. Sunteți cel mai mare artist al lumii. Vă spun sigur. M-am dus la teatru, am terminat pacul ce aveam și iau taxiul. Ce credeți că vă întreabă taximetristul? Bă, tu lucrezi aici? Da, la tehnic, nu? Da. Ce? Mașinist. Bă, nu mai e actori. Nu mai e. Noroc cu Micuțu. E unul Micuțu care... Eu să fac o criză de râd, că Micuțu e mai mare decât Puric. M-ați înțeles? Era e nivelul de acolo. De asta vă spun că te smărește Dumnezeu cu umor dacă ai... Și trebuie să știe omul locul. Mai întrebați-mă, că mai am timp puțin și până mă arestează cine vrea să... Mai vreo întrebare sau dacă nu, un răspuns. Sara? Sara? Da. Păi eu de ce sunt aici? Auzit. Vă auzim și pe... Da, pe cameră, dacă trebuie salvată. A. Credeți că România va putea să fi salvată și cum? Acum s-a imprimat. Nu, niciodată. O să murim în flecări. Sigur că da. Ăsta, știți ce a zis George Emil Paladec? A luat premiul Nobel și l-a întrebat Radu Iftimovici, cel mai mare iatrol român, istoria medicinii, și a zis, dragul meu, i-a zis George Emil Paladec, orice om are un genom, ala, sacul cu gene, așa. Așa și orice popor are un genom. Genomul poporului român este să renască din propria lui cenușă. Uitați-vă ce spun, n-am niciun soi de suport logic în ceea ce vă spun. Nu știți aia că mi-a zis o măicuță că poporul român nu judecă, adulmecă? Adulmecă. Am zis într-o carte caz, cum să zic, autentic la Sihăstria. La mănăstirea Sihăstria, părinte bătrân, i-a zis unui monah, frate, îmi iei și mie niște medicamente? Da, că mă simt rău. Da, ce medicamente vă spun? Aulin și midocalm. Și a zis că da, mai da. Cum a spus? Aulin și midocalm. Da. Dar nu ții minte. Scrie, uite, scrie pe hârtie aici cu pixul. Aulin și midocalm. S-a dus și a cumpărat, s-a întors după o jumătate de oră. Și acum intră în funcțiune spațiul românesc. Fiți atentă, doamnă. America este țara tuturor posibilităților. Da, dar România este țara unde totul e posibil. Și aici apare geniul lui Dumnezeu. Închipuiți-vă dumneavoastră că hârtiuța aceea cu aulin și midocalm a nimerit printr-un geniu creștin la lumânări. Ăla a văzut-o și a zis... Băgați-o la altar să se citească 40 de zile. Și a, pentru aulin și midocan, pentru iertare de păcate, pentru aulin și midocan, pentru facere de prunci, aulin și midocan, pentru restul. Domne, autentică e, domne! Am zis că cer drepturi de autor. Și a venit starețul bătrân care nu făcuse virusologie și farmacologie, cu ochelarii legați cu elastic. A zis, bă, cine sunt ăștia? Și că aulin și midocan. Bă, ăștia nu sunt ortodoxi! Băgați-i la lumânări, scuteți-i de la proscomidie! Nu i-a dat afară din biserică! Adulmecat, domn! M-ați înțeles, doamnă? Așa cu aulin și midocal! Adulmec! N-am, că armată... E bine că nu avem armată! Mă înțelegeți? E bine că nu mai avem nimic! Nu știți bancul ăla în pădure? Era... vulpea și a trecut melcul. La cu o viteză nebună, zice că e Ferrari. Și asta spunea, ce-i melcul? Ți-a ieșit ochii din cap, de ce fuge așa? Așa. E DNA-ul în pădure. Cine? DNA-ul. Și eu am casă, soția acasă, las-mă. Fuge. Și fuge și vulpea, domne, și se dă un cocostrâc într-un picior și cocostrâcul zice, ce coană vulpea de? E DNA-ul în pădure. Și eu am blană, soțul blană, las-mă. Domne, și fuge și cocostrâcul așa într-un picior și se dă de o maimuță cu curul roșu. Și maimuța întreabă, ce e cocostrâcul? E DNA-ul. Și eu pe picior mare, soțul, și alergă și maimuța. Un kilometru, doi, zece, se oprește. Singur. Și eu, de ce dracu alerg? Că eu sunt în curul gol, soția la fel, copil. M-ați înțeles? Asta e situația. Nu mai se poate repara. Unde alergăm? Noi stăm, așteptăm cu credință în Dumnezeu. Ce să vă spun? Luați sticlă de benzină și ieșiți la universitate? E prea înțelept poporul ăsta ca să facă așa ceva. Am mai ieșit așa din când în când că vreau aia să ne vaccineze așa. N-ați zis că ne-au împărțit, vaccinați, nevaccinați. L-am întrebat pe un țigănuș, te-ai vaccinat, mă? M-am vaccinat să moară mamă. Cu ce? Și cu Astra și cu Zeneca. Dar de ce? Îmi plac femei. Nu știți explicația care mi-a dat un șofer de taxi genială, domne. Pastor s-ar fi aruncat de la fereastră
de gelozie și babeș. El era așa, semi-analfabet, dar auzise la radio că aia nu Pfizer și astea transformate cu... Era clasic, că se ia virusul, se atenuează sau se omoară și se bagă în vaccin. Tăticu, uite cum e cu COVID-ul. E clar că ăla COVID-ul e niște bandiți. Ea vrea să intre la mine în casă. Eu, ca să mă apăr, trebuie să iau alt bandit, dar să-l îmbăt bine. Problema, tăticu, e următoarea. Dacă nu vine ăia, nu rămân eu cu ăsta în casă? Îmi ia banii, sare pe nevastă mea și mă bat? Să-i dai lui Fauci. Lui amărâtul, că aia are față de mediocru, toți aia, de, zici că sunt niște spirochete din asta. După faceți, vă dați seama că sunt anormali. De asta a zis-o bună, ce mă fac cu ăsta în casă? Aici, gândire dacică. Știți? Un reducționism ăsta sănătos. Bine, ce să fac? Vă dau cărți cu suprapreț. Am adus cea mai luat, cartea cu Dulci, labradorița mea, care nu mai e de 5 luni. E o carte care vă prăbușește, pentru că acolo e suflet. Zice Sfântul Xantie, secolul XIV. Câinele mai mare n-are păcat și nu merge la judecat. O să vedeți ce zicea Părintele Stărinoaie, raportul țăranului român cu animalul din curte. Cu vițica, cu calul, cu câinele. Îmi zicea Părintele Bogdan, Gelu Bogdan de la Sfântul Gheorghe, minunea asta de preot. Și Dane, eram mic și l-au arestat pe tata. Și a venit după 10 ani, așa un schelet era din... Și să se ducă să se bărbierească, s-a bărbierit, nu mai îl cunoștea, eu nu știam cine e. Și avea un câine, corbu. Și a ieșit în curte și câinele a ieșit, i-a sărit în brațe. Și a zis, corbu! Și a murit. L-a așteptat. De asta v-am adus carte. E... Știți că Părintele Cleopa, când era, își împărțea merele cu ursul. Vizuina ursului era pe lângă unde se ascundea el. De două tu, eu, două. E un ce vedeți pe aici, câini călcați pe stradă sau fără în acestea bestiale, lăsați prin parc, lasă copii prin parc, apoi câini. Ei nu sunt români. Sunt vorbitori de limba română. Sunt huni, gepizi, goți care au rămas aici. O să vorbeam și cu Părintele Iustin Păru, care au... ca ăla, am dat mâna cu el și zicea că e senator, era meduză. Nu. Dacă românul era așa, dispărea din istorie. Noi suntem nuclee, enclave, ca dacii liberi. Enclave creștine am rămas. Enclave. Restul populație. Și populația își bate joc de orice. Absolut de orice. Ea n-are conștiință, este, e, cum să zic, aberantă, o cumperi așa la... Și vezi, mi-a zis cineva, că bă, Dane, când a început cooperativizarea, i-a luat lui tata cai. Caie cu care se duce la câmp și în fiecare dimineață se trezea și stătea cu capul între hamuri și plângea. Simeon Mehedin Soveja, când trage calul la deal și e iarnă și ăla îl bate cu biciu pe bot, ăla nu-i român. E Basarabeanu, momente de foame, de frig, era cu văcuța în casă și își încălzea copiii ca niezile lui Hristos. Prin respirația, știi? Prin respirația lor. Era, și asta și cu asta termin, îmi spunea Nicolae Dabija, Dumnezeu să-l odihnească, această mare conștiință a Basarabiei și a poporului român. Când a murit, a fost doliu național în Basarabia. La noi nu s-a zis un cuvânt. Ca să știți de cine suntem conduși. Un cuvânt. A murit Nicolae Dabija. Și îmi spunea Nicolae Dabija, Dane, au venit bolșevici la noi în sat, eram copil și am venit în aminte că ne-au luat icoanele. Le-au pus în centrul satului, le-a dat foc cu benzină și a zis, hai bă, rugați-vă, ia să vedem la ce vă mai rugați de acum acolo, bă, nenorociților. Știți ce? S-au întors o sătenie acasă și se rugau la cuiu din perete. Ați înțeles ce vreau să spun? Mi-a zis un preot, ci că, bani, prin 78, eram primodobă pe aici, așa, și zice, era o familie de basarabeni refugiat. Și să mergem undeva și bătrânul a zis, vin și o să-mi fac o cruce la Maica Dumnezeu, să mă rog. Și m-am uitat, nu era nicio icoană. Pe unde te rogi? Pe nu, că am băgat-o în zid să nu o vadă comuniștii. M-ați înțeles ce vreau să spun. Așa trebuie să murim. Asta nu e fanatism. E acel ceva care nu se explică. La orice popor
când are o credință, nu se explică, nu se cere. De asta poporul român nu l-a întrebat pe musulman, nu l-a întrebat pe ăla, pe evreu, pe nimeni. Ăștia n-au întrebat pe noi și ne întreabă. Trebuie să fiți atenți cine întreabă. Că nu l-a întrebat Iisus Hristos pe Pila din Pont, ci Pila din Pont pe Iisus. Nu trebuie să vă adaptați. Nu trebuie să fiți de acord. Era aia colonul Crăciun, bestiul ăla aia. L-a întrebat pe Tuțea, hai bă, Tuțea, bă, fii și tu de acord odată cu noi, cu Partidul Comunist. Domnul colonel, eu tocmai de asta sunt în pușcărie, că nu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu nu sunt de acord cu ei. Vă mulțumesc din suflet. Doamne ajută!